Bună, dragi cititori Click! Ce faceți? Cum sunteți? Sper că foarte bine. Este mijlocul săptămânii, sunt aici, ca de obicei. Ați avut înainte emisiunea cu prietenul nostru, Adi Constantin, alături de care am discutat despre coafiuri și mai departe, probabil ați văzut. Iar acum o să discutăm despre altceva la fel de interesant. Însă, ați văzut, este frumos afară, cald, parcă ne vine să ieșim la plimbare, nu? Dragi bucureșteni, v-aș recomanda să nu faceți asta, nu știu, deci toate drumurile sunt închise. Vreau să vă povestesc ceva așa pe scurt, ca să poate vă conving să nu faceți acest lucru, pentru că dacă nu vreți să vă pierdeți, nu știu, timp din viața voastră degeaba, păi bine spuneți și nu. Și nervi. Și nervi, exact. Bun, astăzi aproape să ajung la aviatorilor, pentru că n-am ajuns, fiindcă drumul a fost efectiv închis. Ne-a obligat să facem dreapta spre Victoria ca să ajung la Pipera, aici unde avem noi sediu. Și de la Pipera, de la Victoriei, uite așa, am mers până la Romană, Universitate, Colentina și am ocolit o Bucureștiul ca să pot să ajung la filmare. Și am pierdut 2 ore din viața mea, 2 ore jumătate, fix degeaba. Am încercat să vorbesc cu domnii polițiști, să întreb dacă pot să întorc cumva, dacă pot să... Nu s-a putut asta, nu mi-au explicat ce s-a întâmplat, nu știu exact ce s-a întâmplat, o să încerc să aflu, să văd ce au fost toate drumurile închise, așa că v-aș recomanda, mai bine stați, așteptați până mâine, poi mâine, oricum vara este abia la început, ați văzut, căldurile abia vin. Da, acum, să revenim și la lucrurile frumoase. Și poate să ajutăm mediul să mergem, să mergem pe jos, să luăm metroul și în felul acesta exact. Și dacă vreți, mediul și... Dacă vreți totuși să ieșiți la plimbare, da, vă recomand bicicletă, vă recomand să mergeți, o surpriză a fost dezvăluită, o avem alături de noi pe Mădălina Belariu Ion. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Și eu mulțumesc și îmi pare bine că am reușit să începem emisiunea într-un final. Da. Așa, deci revenim la lucruri mai frumoase, la lucruri liniștite, la lucruri interesante. Nervii s-au dus, gata, am ajuns cu toții bine la studio, așa că începem minunata emisiune. Ce faci, cum ești? Sunt bine, sunt prin România, iată că atunci când mi-ai scris hai aici, hai pe la noi, s-a potrivit de minune, o să plec săptămâna viitoare, dar deocamdată sunt aici. Am profitat de ocazie. Mă bucur de vremea aceasta frumoasă, bine, și dacă aș fi în Londra, ieri a fost dezastru, 40 de grade. Da. Și practic a fost cea mai călduroasă zi în Londra. Am înțeles că acest val minunat de căldură vine și spre România, dacă nu mă înșel, mâine ajunge. Așa că probabil să ne așteptăm și aici să la ne pregătim. Da, exact. Să stăm mai mult pe la piscină, practic, exact, dragilor. Să ne relaxăm. Da. Uite, am profitat de ocazie că mi-ai spus că ești în țară câteva zile și am zis hai să ne vedem, să discutăm, că e păcat să nu aflăm ultimele noutăți, să vorbim despre cariera ta, despre ce mai făcut în ultima perioadă, cum este să fii actriță și de filme internaționale și de filme românești și mai departe. Așa că începem discuția și aș vrea să întreb, probabil toată lumea te întreabă acest lucru, dar de ce actorie? De ce ai ales actorie? Cred că din dorința de a trăi mai multe vieți, aș putea să zic, pentru că într-un fel îmi place foarte mult ceea ce fac și pentru că îmi place viața. Și simt cumva că trăiesc mai multe vieți în felul acesta, așa că probabil de asta. De asemenea, am descoperit că mă pricep la actorie și probabil nu mă pricep la foarte multe lucruri, așa că nu am de ales. Am descoperit actoria în școala generală și te avansez eu discuția într-un fel cum am început actoria. Am început actoria dintr-o greșeală, practic, sau nu dintr-o greșeală, dar nu îmi propuneam neapărat să fiu pe scenă la teatru, ci dintr-o întâmplare, profesoara de limba franceză din școala generală a spus că organizează, că va scrie această piesă de teatru exclusiv în limba franceză, cu care vom merge la festivaluri în toată țara. Este o activitate extracurriculară, prin urmare va oferi nota 10, cea mai mare notă, celor implicați și dedicați să-și consume timpul în a face această piesă. Normal că eram cu mâna pe sus, eu chiar aveam nevoie de nota 10, așa că am fost aleasă să joc personajul principal în piesa de teatru respectivă. Am mers pe la festivaluri prin toată țara, atunci am obținut prima diplomă de actorie și m-am simțit foarte bine pe scenă, m-am simțit extraordinar de bine, așa că a trebuit să continui. Desigur, n-am fost hotărâtă să dau la facultate aici, la facultatea de actorie aici,
și influențată un pic de părinți, ce puteai să faci, mai ales atunci, cu actoria. Bine, și acum, în România, într-adevăr, joburile sunt limitate, la teatru nu ești plătit bine. Și atunci am optat pentru comunicare și relații publice, Facultatea de Litere de la Universitatea din București, dar am tot cochetat cu actoria, parcă nu puteam să-i dau drumul complet. Am fost pe la cursuri în Italia, am lucrat cu Michel Margota, am fost și până când m-am decis, gata, am terminat facultatea, mi-am dat licența, așa că pot să fac ce vreau. Și ceea ce vreau rămâne actoria. Și că tot ai zis de teatru, da, și maxim aici în România poți fi colaborator, angajat foarte greu ajungi să fii la teatru, asta așa da, cu o mică da. Paranteză. Îmi doream să lucrez cu cei mai buni profesori, practic cu cele mai bune școli. Am mers în Londra inițial, ok, 3 luni la Met Film School, la Summer School, la cea mai de renume școală, RADA, o școală antică de actorie, am stat și acolo pentru școala de vară, apoi am fost la The Actors Temple și m-am regăsit cel mai bine la The Actors Temple, așa că am optat acolo pentru a rămâne 3 ani de zile și am continuat studiile acolo. Pentru că aveau și această metodă de actorie care se numește Meisner, și m-am regăsit cel mai mult în, adică mi-a plăcut să încerc mai multe metode, am lucrat și metoda Ivana Ceabac și dar cel mai mult m-am regăsit în Meisner, care e un pic asemănătoare cu Ivana Ceabac, apropo, și iar am rămas la The Actors Temple. Apoi am obținut un agent. Am fost norocoasă pentru că încă din primul an de studiu la The Actors Temple am fost recomandată unui agent de actorie și am obținut un agent. Și iată, așa au venit și castingurile, apoi rolurile. Da, avem ce să povestim, că da. Știi cu aia, o poveste foarte interesantă. Deci, așadar, ai făcut o altă facultate cu un alt profil, dar gândul tot la actorie ți era. Da. A fost greu în anii aia când ai studiat aici și nu făceai ceea ce îți place neapărat? Nu cred că am văzut niciodată că ar fi ceva greu. Tot participam la castinguri, dar și ajutam. Eram puțin în spatele camerelor de filmat. Îmi plăcea foarte mult platoul de filmare, eram fascinată, dar simțeam că nu sunt neapărat rolurile pentru mine aici, în România, și nici nu aveam încrederea necesară să mă duc la castinguri pentru film sau preferam să lucrez așa un pic în spatele camerei. Mai degrabă ajutam actorii să obțină probe, ceea ce e un pic ciudat. Îți place și în spatele camerelor? Mi-a plăcut atunci și acum îmi place mult prea mult actoria, să trăiesc din plin personajul și scenariul, povestea, încât mă mai tentează producția de un an și jumătate și scriu în momentul de față la un proiect cu ajutorul unui scriitor. Nu scriu singură, dar mă pasionează producția și încercăm să aducem filme aici, în România, să vedem. Sper să funcționeze în curând și acest tax incentive. Oamenii din lumea filmului știu despre ce vorbesc, că de aproape 2 ani de zile, dacă nu mă înșel, nu mai funcționează acest tax rebate, tax incentive. De aceea nu sunt foarte multe producții străine în momentul de față care filmează aici, dar să sperăm că anul acesta îi vor da drumul, să sperăm. Ce fel de film fac? Da. Este un science fiction drama. Da, ah, frumos. Da, da, da. Să ne ții la curând când o să fie curând, gata, da. Să ne spui, să și discutăm. Și mai avem un black comedy drama cu Treat Williams și eu în personajele principale, un scenariu scris de Simon Eden, cu care eu am lucrat deja, am făcut teatru în Londra, am făcut o piesă de teatru care s-a numit Gift of the Gab și a scris acest scenariu avându-mă pe mine în minte și pe Treat Williams și încercăm să-l aducem în România. Iată de ce am menționat. Frumos. Sper să reușiți. Așa mai îmbogățim și noi aici industria filmului. Da. Bun. Așa, știu despre tine că ți-ai început cariera în străinătate. A fost mai simplu acolo decât să reușești în România la început?
Nu știu dacă neapărat mai simplu, dar pentru mine a fost o provocare. Și după cum ți-am zis, chiar îmi doream să învăț de la cei mai buni. Voiam să învăț meseria asta, m-a interesat atunci, mai puțin decât să fiu în producții. Până să fiu în producțiile respective, îmi doream să fiu bună. Să fiu sigură pe ceea ce fac, să-mi știu meseria. Și m-am dus în principiu pentru studiu, nu neapărat pentru a reuși. De fapt, să fiu sinceră, atunci când am fost la Mad Film School 3 luni de zile, am fost sigură că după 3 luni o să mă întorc în țară. Eram încă cumva legată de țară, cel puțin așa credeam. Dar bineînțeles că după ce s-au terminat acele 3 luni, eu am continuat cu studiile acolo, am încercat, după cum am zis, diverse școli de actorie, să văd unde mă regăsesc cel mai bine și am continuat, am rămas acolo, că la un moment dat părinții se întrebau, dar tu nu spuneai că te întorci după 3 luni de zile? Pentru că am mers de una singură, nu aveam familie acolo sau... Sigur, mi-am făcut imediat prieteni, mă adaptez destul de ușor și iată, din băncile școlii mi-am găsit prieteni cu pasiune asemănătoare, așa că m-am simțit ca... N-aș putea să zic ca acasă, dar a doua acasă, sigur. Bun. La început, înainte să intrăm în direct, vorbeam puțin despre tine și cariera ta și am mai spus că toată lumea te întreabă de Jude Law, de cum a fost în joci, te întreb și același lucru. Este o întrebare de care nu scap. Uneori simt așa că mi-aud răspunsul dinainte de a răspunde. Dar poate ne spui ceva în plus sau, nu știu, da, altcumva să fie găsim, ceva. Da, o să găsim, așa, spontan. Așa, da. Da, aș avea ce să-ți spun... Cred că am mai zis, dar nu zic peste tot. Îi plac sarmalele, îi place mămăliga lui Jude Law. Și hai să încep cu începutul. Am avut oportunitatea de a lucra cu el într-un serial HBO regizat de Paolo Sorrentino, care este un Oscar winner director, un regizor italian. Am fost la castinguri, am trecut prin 3 etape de casting. Nu știam inițial că o să joc alături de Jude Law, dar la un moment dat am aflat. Să fie nume mari. Da, da. Da. La casting, cel puțin cu regizorul, la a treia probă de casting, mi s-a cerut să fac o scenă în 3 feluri diferite, mai ironic, mai... Cred că i-a plăcut regizorului faptul că... A văzut că mă pot juca practic cu scena. Nu m-am fixat într-un singur fel de a face scena. Și cu stările, da, da. Da, și iată că lui îi place să... lui Paolo Sorrentino îi place foarte mult să schimbe textele și m-am trezit în prima zi de filmare cu o nouă scenă. Nu cu o nouă scenă, pentru că era la fel, personajul până la urmă e la fel, dar erau schimbate replicile. Eu fiind în ultimul an de școală, normal că m-am panicat, că a fost prima experiență mare, primul platou de filmare mare. Și eram cu ochii în scenariu. Am mers la machiaj, tot citeam, nu eram atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Și intră și Jude Law în cabina de machiaj. Hai să citim împreună, extraordinar, da, hai să repetăm împreună. Din primele 5 minute de stat de vorbă cu el, am uitat cu cine stau de vorbă. Pur și simplu, e atât de modest, e un bărbat foarte inteligent, dar modest, adică chiar... După care am vorbit de Transilvania, după cum îți spuneam, de sarmale, mămăligă, faptul că a filmat pentru Cold Mountain aici în România și a avut o experiență super. Și așa, au decurs filmările foarte bine, dar vreau să zic, din prima zi, eu emoționată fiind... După 5 minute de stat de vorbă cu el, mi-au trecut emoțiile. Și am uitat cumva că stau de vorbă cu Jude, pe care îl știu din nenumărate filme, unele dintre ele preferatele mele. Și iată... I-ai spus că îi urmărești filmele în care a jucat și așa mai departe? Sau da, deși, repet, l-am simțit atât de normal încât am uitat că stau de vorbă cu Jude, pe care știam de la TV, și pur și simplu am stat de vorbă cu o persoană din fața mea care
mi-a devenit amică, adică și o persoană absolut normală. Foarte frumos. Da. Uite, apropo de actori mari și nume mari, ai vreun idol sau îți place foarte mult de cineva și ai vrea să-i calci pe urme? Am o listă întreagă. Am o listă întreagă, de la Meryl Streep la Jennifer Lawrence, la Al Pacino, Robert De Niro. Da. Ce crezi că e? Nu știu, ce crezi că îi diferențiază sau ce îi face să iasă din mulțime? Matthew McConaughey, apropo. Am multe. Trebuie doar să-mi vină. Să gândești puțin. Așa, da. Audrey Hepburn, în fine. Mă refer aici și la filme, la Breakfast at Tiffany's. Sau, da. Să le calc pe urme, sigur. Dacă se poate, sigur. Dar fiecare dintre noi avem traiectoria noastră. Și ce se va întâmpla, se va întâmpla. Revenind la casting, spune, a fost dificil, a fost stresant, te-ai așteptat să-l iei? Aveam mari emoții, eram în Italia pentru un alt casting, atunci când am avut callback, așa se numește când e practic a doua probă. Deci inițial am trimis un video, un self-tape se numește, te filmezi singură cu telefonul, cu luminile potrivite, trimiți proba de casting. Și în funcție de asta ei te anunță, ok, avem nevoie să te vedem față în față sau avem nevoie de o altă probă. Acum, după pandemie, este la modă Zoom. Așa că îmi permit să stau aici pentru că pot să fac audiții către Los Angeles, către Londra, fiind aici și nimeni nu știe că sunt, sau în fine, nu că nimeni nu știe, dar nu prin Zoom ești, nu contează, nu te întreabă nimeni, decât faptul că ai un manager, agent acolo, înseamnă că ai posibilitatea să lucrezi acolo. Sigur, în state e mai complicat că este și trebuie să ai, în cazul meu, eu am o one visa, dreptul de muncă, dar în Londra, acum cu Brexitul, să vedem, dar eu locuiesc de, sunt rezident acolo, deci nu e problemă. Sigur, cred că mi s-a dus mintea în altă parte, nu știu despre ce vorbeam. Nu, care era? Dacă a fost dificil, dacă te-ai așteptat să iei castingul. Nu m-am așteptat să iau castingul, deci am fost practic, eram în Italia pentru o altă probă, pentru un film în limba italiană. Și m-a anunțat agentul meu de acolo, la vremea respectivă, că am un callback pentru Paolo Sorrentino. Și normal că am fost foarte fericită, dar, repet, nu mă așteptam la acel casting, pentru că eu am fost pornită să iau un alt casting. Dar și iată că potrivit, acel film da. Nu s-a potrivit și, sau nu m-am potrivit eu pe rol și s-a legat altceva. Adică proiectul The Young Pope. Știu că au căutat foarte mult. Au căutat și în Londra, au căutat și în LA. Nu căutau pe cineva neapărat cu un accent. Nu căutau o româncă, nu căutau o englezoaică, nu căutau. Erau deschiși la diferite naționalități. Așa cum am spus la începutul emisiunii, tu ți-ai început cariera în străinătate. Dacă ar fi să facem așa, să comparăm piața de aici cu piața de acolo, industria filmului, ce poți să ne spui? Ce diferențe am găsit? Cred că este o diferență cu cine lucrezi. Fiecare proiect sau la fiecare proiect lucrezi cu o echipă diferită, prin urmare te adaptezi. Devin într-un fel ca o familie, pentru că îi vezi în fiecare zi. În România am lucrat la un serial Antena 1 destul de pe o perioadă mai lungă, de aceea ne vedeam în fiecare zi, în afară de weekenduri. De dimineața, de la 6 dimineața până la 8 seara, am lucrat intens, vedeam aceiași oameni, normal că i-am simțit aproape. Până la urmă nu contează unde lucrezi, în ce țară, pentru că nu văd diferențe majore, ci mai mult tipul de produs. De exemplu, dacă lucrezi la un film, lucrurile se mișcă un pic mai lent. La un serial, totul are un ritm mai alert, mai ales că avem episoade de arătat la televizor, așa că trebuie să ne mișcăm mai repede. Nu știu, filmam un episod, poate în 2 zile, cam așa. Ceea ce înseamnă multă muncă, dar satisfacția e
cu atât mai mare când vezi, ok, am făcut 80 de episoade. Zim de serial, zim de sacrificiu, nu? Da, da, uh-huh. da, vorbeam de sacrificiu. M-am înțeles extraordinar cu echipa de filmare, după cum ți-am zis, și a fost o experiență foarte plăcută, așa că nu pot să zic că e... M-am simțit bine să vin acasă, pentru că îmi doream foarte mult să lucrez într-o producție românească, în primul rând, pentru că îmi doream ca părinții mei să aibă posibilitatea să mă vadă. Și normal că au fost foarte bucuroși că am luat proiectul și a fost de bun augur. Preferi film sau serial? N-aș putea să spun. Cred că prefer scenarii bune. Povești care merită spuse, care merită să fie văzute de voi. Acum, industria filmului românesc a început să se mai miște puțin. Știu că am mai jucat într-un film... Da, popular pentru copii. Popular, da. Tabăra, da? Da. Cum a fost experiența acolo? Repet, probabil acolo am avut mai puține zile de filmare. Eram în țară, am zis de ce nu. E un film pentru copii, un film care poate fi văzut pe Netflix. Și da, am zis de ce nu. Dacă... disponibilitatea a fost. Acum ceva, nu știu, oferte de film în România sau... Da, am citit un scenariu chiar ieri de un scris de cineva din România, dar în limba engleză, și sperăm să-l facă anul acesta, dar încă nu am semnat un contract, nu pot să vă menționez despre ce e vorba. În schimb, mă mai ocup de producție și, desigur, sunt foarte conectată cu Los Angeles, am un manager acolo și primesc foarte multe audiții de acolo, din Londra, și să vedem ce se întâmplă. Teatru sau film? Pentru că știu că ai fost... Am lucrat în ambele medii, da. Ceea ce pot să spun e că teatru poate să fie mai satisfăcător din punct de vedere artistic, pentru că e mai mult mediul actorului, pe când film e mai mult mediul regizorului. Și nu știu cum să explic foarte bine lucrul acesta, dar practic într-o piesă de teatru îți urmezi foarte mult și instinctele. Sigur, sunt niște chestii fixe pe care le urmărești, plus scenariu, plus, dar trăiești emoțiile acelea în 2 ore sau în 2 ore de emisie, fără întreruperi, fără ok, acum este close-up, acum începem de aici, fără, e mai satisfăcător din punct de vedere artistic, dar în același timp îmi place foarte mult film. În ultimul timp m-am concentrat mai mult pe film și TV, pentru că nu, pe de altă parte, nu sunt blocată într-o piesă de teatru foarte mult timp, că și să fii într-o singură piesă de teatru pe durata 2-3 ani de zile poate să fie, cum să zic, să te plictisești un pic, să-ți dorești să faci și altceva. Pentru că așa se întâmplă și la film. După ce termin o comedie, poate vreau să fac dramă. După ce... vreau să diversific, să-mi diversific personajele și să lucrez în cât mai multe proiecte, așa că mă concentrez foarte mult pe film. Industria filmului din România, am un mare respect pentru industria de aici, în primul rând pentru regizorii noștri mari, și oportunitatea de a lucra în România mi-a fost oferită și m-am gândit că, în primul rând, bine, prin casting, să nu se înțeleagă, am fost la o probă de casting, să nu se înțeleagă că rolurile se obțin prin oferte, decât în rare cazuri, dar a fost și o oportunitate de a intra pe piața din România, de a mă, ca regizorii de aici cumva să audă de mine și aici, pentru că 8 ani de zile cât am stat în Londra, am lucrat numai acolo și nimeni nu știa nimic. Sigur, când a apărut Tânărul Papă, fiind atât de văzut aici și în întreaga lume, presa din România, am făcut la un moment dat un reportaj acasă în Londra, au venit ei și au făcut un reportaj cu mine, și sigur, acesta este produsul cel mai cunoscut, pentru că a fost
vizualizat foarte mult și aici. Uite că ai spus că... Dacă nu l-ați văzut încă... Să-l vadă, da, da, păi sigur. Ai spus că aici este o percepție greșită, dacă putem spune așa, că rolurile se obțin în anumite moduri. De ce crezi că... Bine, nu cred că doar în România. Cred că cred că necunoscătorii, pur și simplu, dacă nu sunteți în industrie, poate nu voiam să mă exprim cumva greșit, să se înțeleagă că mi-a fost oferit, pentru că am trecut printr-o probă de casting. Și e normal să se întâmple așa, pentru că poți să fii un actor bun, dar să nu te potrivești exact în acel moment pe rolul pe care și l-ar imagina regizorul. Și până la urmă, tu, atunci când înveți un scenariu și faci acea probă, tu oferi o variantă de lucru. Așa m-am gândit eu că este personajul și așa m-am gândit eu că aș putea să interpretez această scenă. Bineînțeles, poate să nu fie exact cum și-a imaginat regizorul. Poate să te ghideze un pic și în felul ăsta poate să vadă, ok, e potrivită fizic exact pe ce vizualizam eu, dar ai putea să încerci să o faci mai, cum spuneam, legat de tânărul, mai ironică, mai senzuală, mai, mai bossy, să fie așa mai dură, mai Eastern European, câteodată este preconcepția asta sau stigma asta, ok, că atunci când interpretezi un rol tipic de este european, să fii cumva mai dur, sau că, pentru că așa sunt scrise. Dar mie îmi place să spice it up, se spune, să arăt și chestii diferite. Știm foarte bine că este obositor, este greu, multe ore petrecute la filmări și mai departe. Este important să ai pe cineva lângă tine care să te susține, să înțeleagă că e... Dacă nu aveți pe cineva lângă voi care să vă susțină, atunci aveți persoana greșită lângă voi și va trebui să schimbați traiectoria. Nu, cred că e foarte important ca persoanele dragi să te înțeleagă și până la urmă, dacă aceasta este cariera pe care vreți să o urmați, nu se poate altfel. Adică sunt atât de multe lucruri la care trebuie să renunți. De exemplu, îți planifici o vacanță și poate intervine un proiect pentru care tu ai muncit, ai făcut deja o probă de casting sau vă trebuie să schimbi planurile de vacanță. Sau dacă mergi în vacanță și dintr-o dată agenta ta îți trimite un text pe care trebuie să-l înveți, poate aveai planuri în seara respectivă să ieși cu prietenii și până la urmă ai plătit pentru vacanța respectivă, nu? Dar trebuie să te sacrifici și să filmezi în vacanță. Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru meseria pe care o practici? Este o întrebare foarte grea, pentru că n-am văzut nimic ca sacrificiu. Pentru mine e o plăcere. E o plăcere atunci când primești castinguri, pentru că dacă nu ne place ceea ce facem, înseamnă că nu ne plac nici castingurile. Dacă doar ne place să fim la TV, la televizor, da. nu am ales cariera potrivită. E foarte important să ne placă ceea ce facem și îmi place atât de mult ceea ce fac încât nu văd un sacrificiu. Da, repet, poate, uite, cum îți spuneam, legat de vacanțe, poate ăsta poate fi considerat un sacrificiu. Dar cel mai mare, nu știu, ai avut vreo dezamăgire sau ai avut vreun moment în care ai vrut să renunți la ce faci? Să știi că am amici cu care am discutat pentru că au trecut prin aceste momente. Eu încă nu am atins acel moment. N-am vrut niciodată să renunț, din contră, îmi doresc mai mult, îmi doresc să muncesc mai mult, să fac mai multe lucruri. Și n-am trecut prin acel. Nu zic că nu o să mi se întâmple niciodată, dar dezamăgirile vin normal, pentru că, îți dau un exemplu, ultimele probe de casting pe care le-am făcut, am fost pe lista scurtă și am primit, primești mail, regizorului a fost foarte greu să aleagă și îți mulțumește pentru probă, să te aibă în vedere pentru alte proiecte, dar din păcate de această dată nu se întâmplă. Și normal că te lovește cumva emoțional vorbind, dar am învățat să trec peste, pentru că în primul rând, dacă ai făcut o probă bună, o să te aibă în vedere pentru următoarele roluri, pentru următoarele proiecte și cred că asta e deja un câștig. S-a întâmplat, nu? Să, de exemplu, da, să ratezi o probă și da, după care să te aibă în vedere, sau să te cheme. Sau am director de casting care mă știu, de la alte, nu mi-au dat încă un job, dar mereu mă solicită pentru a vedea care este rolul
potrivit, că până la urmă și regizorii de casting își fac treaba, dar regizorul și producătorii au ultimul cuvânt, cumva. Și cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o în profesia aceasta? Nu știu ce să spun. Cred că toate proiectele pe care le-am făcut. Fiecare rol e într-un fel o parte din mine. Mi-a plăcut fiecare rol. Cred că cea mai mare satisfacție, iar revin la Tânărul Papă, este după ce am filmat acest proiect, pentru că eram și pe băncile școlii. Te-a propulsat, deci, practic filmul? M-a propulsat, am primit mail-uri de la manager din Los Angeles și mă bucură enorm că atunci când lumea menționează de Tânărul Papă, de întregul serial, își amintesc această scenă pe care o vedeți voi aici. Adică a avut un impact asupra publicului și atunci normal că e o mare satisfacție, dar teatru, iar dacă stau să-mi amintesc când am terminat piesa de teatru sau când am început-o, pentru că emoțiile de la început, mai ales când avem press night, sunt emoții constructive și emoții foarte plăcute. Ar fi ciudat să nu avem emoții, pentru că atunci nu ne-ar păsa. Dacă nu era deci teatru... Cred că atunci, să-ți răspund la întrebare, că încercam să găsesc un răspuns și nu știu, cred că am ocolit așa un pic, cred că fiecare proiect, atunci când îl încep și atunci când îl termin, reprezintă o satisfacție. Foarte frumos. Să știi că a fost o discuție foarte interesantă. Aș vrea să mai invit să mai discutăm. Mulțumesc, Raluca, pentru că mai ales... O să mai apară proiecte și mă mai invit. Și cu filmul tău și așa mai departe. Și acum, nu știu, așa în încheiere, ultima întrebare. Dacă nu era actorie, dacă nu era film, dacă nu era, nu știu, să fii în fața camerelor de luat vedere, ce ai fi făcut, ce ai fi preferat? Psihologie, pentru că îmi place foarte mult să înțeleg oamenii, să cunosc personalități diferite, să, probabil de aceea că revenim la prima întrebare a ta, de fapt, poate de aceea sunt actriță și pentru că îmi place să trăiesc mai multe vieți, dar și pentru că îmi plac oamenii, îmi place conexiunea, actoria e totul despre, ok, celălalt, ce se întâmplă acolo, cum creăm această frumoasă conexiune adevărată, pentru că dacă nu e adevărată, o să se simte pe ecran. Și psihologia, da. Și îmi pare rău că n-am dat la psihologie. Din nou, cred că aveam așa actorie, psihologie, comunicare și relații publice. Am ajuns la comunicare și relații publice, dar nu știam atunci exact ce-mi doresc. Și e ok, e în regulă. Mulțumesc. Am știut la un moment dat și iată că am foarte bine, foarte bine. Mulțumesc și ține-mă la curent cu filmul, cu scenariul și așa. Când e gata, să ne vedem să povestim despre el. Sigur. Îți mulțumesc mult de tot pentru invitație. Să aveți o zi frumoasă, fără peripeții, fără probleme în trafic. Exact. Da, și vouă vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Nu uitați, dragi bucureșteni, dacă aveți treabă prin centru, nu luați mașina. Ne revedem vineri, tot așa, cu niște surprize plăcute, așa că rămâneți alături de noi. Sunt Raluca. La revedere!